Centrul vechi deține 60 de clădiri monumente istorice, oferind oamenilor imaginea unui mic Leipzig. El a fost ridicat la sfârșitul secolului al XVIII-lea pe niște beciuri realizate din piatră. Aceste beciuri sunt tocmai din perioada medievală și erau folosite pentru depozitarea mărfurilor. Centrul vechi are o vechime de peste 100 de ani și este singurul ansamblu arhitectural din Moldova. Centrul vechi al Botoșanului a fost devastat în urma unui mare incendiu, care a avut loc pe 3 iunie 1887. Focul a ars foarte multe prăvălii armenești, evreiești sau românești, locuințe și magazine la modă în acea perioadă. Tot în centrul vechi există și Biserica Uspenia, unde a fost botezat poetul Mihai Eminescu. Aceasta a fost ridicată de Elena Doamna, soția domnitorului Petru Rareș. Tot în zonă se află și Biserica Sfântul Gheorghe, monument istoric de asemenea ctitorie a Elenei Doamna.